Așteptări și pretenții. Ce înseamnă să am așteptări și pretenții? Tibetanii spun că este calea sigură spre suferință. Cu cât aștept mai mult de la cineva sau de la o situație, de la un eveniment, de la un context, cu cât am mai mari pretenții de la o persoană sau de la o situație, cu atât riscul să sufăr, să fiu dezamăgită, este mai mare. În momentul în care îmi diminuez cantitatea de așteptări, pretenții, fie că sunt de la viață, fie că sunt de la persoane, de la situații, de la evenimente, de la contexte, cu atât gradul meu de fericire și armonie și echilibru crește. De ce? Haideți să vedem ce se întâmplă. În momentul în care nu am așteptări și pretenții, asta nu înseamnă că nu am obiective, că nu-mi doresc ceva. Ok, îmi doresc. Vreau să plec la Sinai. Și mi-aș dori să fie o călătorie plăcută. Și să mă simt bine, să mă relaxez, să petrec un timp de calitate. Dacă eu îmi fac un scenariu foarte bine definit, la minut, la secundă, cum mă voi caza, unde, cum, în ce fel, ce voi mânca, unde mă voi duce, cu cine mă voi întâlni, cum voi urca, cum va fi vremea, am încurcat-o. Pentru că șansele ca lucrurile se întâmple exact așa cum este în scenariul meu, sunt mini. Întotdeauna există ceva care distruge scenariul. Nu știu, poate mâncarea nu e suficient de bună, poate începe ploaia și eu voiam să fie soare, sau poate plouă și eu voiam zăpadă. Poate persoanele cu care trebuia să mă duc, una dintre ele se îmbolnăvește și, nu știu, trebuie să cumpără medicamente, să fim cu persoana respectivă la spital, sau pot fi orice fel de perturbări ale scenariului. Și dacă eu țin cu dinții la scenariul pe care eu l-am făcut, voi veni acasă plină de nervi, de frustrări, de nemulțumiri, că viața nu-i dreaptă, nu-i corectă, este de 2 lei, că nu-mi oferă niciodată ceea ce-mi doresc. Scenariile făcute la milimetru, la secundă, sunt cele care ne garantează suferința, dezamăgirea, nemulțumirea, frustrarea. În momentul în care am încredere în viață, am încredere 100% în viață, că ceea ce e mai bun pentru mine se va întâmpla și că ceea ce este mai bun și mai frumos și mai potrivit pentru mine se va întâmpla în acea plecare la Sinaia, care s-ar putea la un dat să nu mai fie nici plecare, că se întâmplă ceva și nu mai putem pleca și este un motiv pentru care nu putem pleca, atunci starea mea de liniște, de echilibru, de armonie este garantată. Concluzie. Cu cât avem mai puține așteptări și pretenții bine, bine definite și scrise și desenate la milimetru, cu atât viața este mai generoasă cu noi, ne oferă mai multe bucurii, mai multe surprize și multe, multe minuni și miracole. Dacă vrei să discutăm mai mult, contactează. Sunt Nușa Bugeac, psiholog.